Bătaia de joc de care PSD dă dovadă la adresa Strehaiei și a strehăinilor ne face să credem că Aladin Gigi, prietenului Scrieciu, așa cum este alintat Screciu de către mai marii partidului, care ori îl alintă, ori nu știu cum îl cheamă, este de domeniul științifico-fantasticului. Astfel, între două copiuțe la bac, o minciune și o manipulare, PSD strigă prin Giura și banda lui despre condițiile de trai ale strehăinilor din satul Menții, sat aparținător al orașului Strehaia. Aceștia de mult au picat în ridicol, dar data aceasta absurdul este ca la el acasă. În fapt, banda PSD din Strehaia face campania actorului edil Simion Burcu din motivul că, într-adevăr, drumul este principala problemă din Menții, dar drumul nu intră în jurisdicția primăriei Strehaia, drumul este jurisdicția Consiliului Județean Mehedinți, unde banda PSD are la activ 20 de consilieri din 31, adică dispune de o majoritate de 64%. Astfel, drumul de care PSD Strehaia țipă este drumul județean 674B, artera rutieră pentru care primarul orașului Strehaia a făcut nenumărate demersuri la Gigi din Consiliul Județean Mehedinți, PSD-ți de meserie să-l pare, măcar să-l îndrepte, dar până acum nimic. Astfel, încă o minciună demontată. Ce m-a intrigat cel mai mult? Am văzut iarăși manipularea cetățenilor din localitatea Menți. Eu țin să vă aduc la cunoștință că localitatea Menți este o localitate care a fost propusă pentru strămutare înainte din 90, deoarece în zona respectivă este o zonă cu alunecări de teren. Și după cum se știe, domnii de la nivel de județ, că în localitatea Menți nimeni nu are autorizație de construcție, deoarece în lege spune clar, în zona inundabilă și în zona cu alunecări nu se dă autorizație de construcție. Deci ei ar face mai bine să nu manipuleze acești cetățeni care nu cunosc realitatea. Deoarece noi le aducem la cunoștință cetățenilor din satul Menț că prin adresa numărul 6523 din 19-a 4-a, uitați-vă dumneavoastră adresa respectivă, eu vă dau citire. Către Consiliul Județean Mehedinți, Calea Traian 89, Drobeta Turnul Severin. În conformitate cu prevederile articolului 22 din Ordonanța de Guvern 43/97 privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor județene, se asigură de către Consiliul Județean. Vă aducem la cunoștință că localitățile aparținătoare orașului Strehaia, Menți și Motruleni sunt situații pe drumul județean 674B. Sunt izolate, nu există pod peste râul Motru către aceste localități. Din această cauză, intervenția cu auto speciale cu salvări pentru stins incendiu, salvări între cele două localități, este practic imposibilă, deoarece traversarea peste râul Motru se face pe două punți pietonale suspendate pe cablu, domnule. Periculoase și pentru copiii care merg la școală în localitatea Comanda. Deci, practic, vreau să spuneți că un drum județean este impracticabil. Deci este impracticabil. Noi am mai căutat cât de cât să se poate circula oamenii pe el, să mai ducem câte un greder, să mai aducem câte o mașină de balastru, cât de cât să înfundăm gropile respective, dar e drum județean. Și atunci oamenii să nu mai fie mințiți că li se face pod. Când a fost alunecările de teren, eu le-am oferit platuri de casă în localitatea Comanda, domnule, aprobate prin hotărâre de Consiliul Local. Să nu-i mai manipulăm, să nu-i mai mințim, să le spunem adevărul în față. Domnilor, nu se poate construi, nu la fiecare alegere vine de fiecare dată și le spun le fac pod, le fac nu știu ce. Nu, domnule, când a fost alunecările de teren, cei de la guvern vizual mi-au spus, domnule, că să fac podul ăsta te costă peste 63 de miliarde. Atunci, domnule, în 2005 sau nu mai rețin, 2005-2006 atunci, când au fost alunecările de teren, oare cum mi se spune acum că se face pod, domnule, peste râul Motru? Și drumul județean în ce stare este? Drumul respectiv este deplorabil. Deci este deplorabil. Niciodată nu s-a intervenit. Drumul județean care face legătura între Strehaia și Grozești, care și ăsta are un pod peste râul Motru și la mine au venit diferiți cetățeni care mi-au adus la cunoștință și am văzut și eu că acolo podul iarăși la piele este deteriorat și există pericol ca oamenii să-și rupă picioarele, să fie prins între grizdele de beton care sunt pe acest pod și sau animalele se jubără picioarele. În știrile de mâine ale Galaxy TV vă prezentăm cine dorește să ajungă la primăria Strehaia și ce se dorește a se face cu cei 37 de miliarde de lei vechi din conturile primăriei, de către un individ care și-a mutat firmele pe numele apropiaților, executorii și judecătorii îl caută. Sediul de partid este dator vândut la Flap Strehaia.